un păstor a ținut o predică foarte bună sau așa i s-a părut lui, de multe mi se pare. Și am văzut că acolo erau cam mulți oameni gata, doritori, și când a zis după predică acea slăbuță, care vrea să meargă în cer? Și-a strigat, noi, toți vrem să mergem în cer. Toți în afară de Doamnă. Și Doamna cea n-a zis nimic. Și a spus pastorul, Doamne, zice, noi nu vreți să mergeți în cer. Ba da, pastore, vreau să mă duc, zice, numai că aștept cursa viitoare, următoare, deja asta văd că e cam plin. Erau mulți care vreau să meargă în seara aceea, neapărat. Mai vreau să spun ceva trist. S-ar putea să fie ultima seară de evanghelizare. Frate pastor, Ardelean va anunța programul pe seara viitoare. Dar până seara viitoare e mult. Foarte mult. Ar fi o nebunie ca să plecăm din locul acesta și să nu zici nimic. Pe lângă casa mea trece trenul. Dar trece un tren rar. Nici nu l-a avut. Și exact la 4 metri de grădina noastră trece trenul. Am călătorit 4 ani de zile la școală pe trenul, pe șinele acelea de cale ferată. Știți care a fost jocul nostru cel mai periculos în anul ce vine la acasă, lângă și calea ferată? Cine se poate ridica de pe șină cel mai târziu? De exemplu, am ajuns până acolo la 8 metri. Să sar de la 8 metri din fața trenului când erai pe șină. Sunau. Ce nu făcea mecanicul? La toți mecanicii și călătorii făceam în jurături. Și noi stăteam liniștiți. Frâni. Asta era jocul nostru. Ce era să faci, Toreau Ceaușescu? Așa am crescut. Ce era să faci? Acum, nu credeți că exact asta se întâmplă în seara aceasta? Știi că vine un tren și trenul ăsta e judecat al lui Dumnezeu, frate. Pretendrat. Mâine dimineață poți să fii în comă, la reanimare. Mâine dimineață poți să fii la salon de arș. Tu stai pe linie, trenul vine. N-ai decât 3 șanse. Să stai până când te măcelărește, sau să te joci, a doua șansă, cu trenul până când e cel mai aproape de tine. Și să zici, după ce m-am mărit, după ce îmi termin facultatea, după ce pleacă tinerețea, văz de cap, că și mai ți-a spus. Că ai vreme, îți aduci pensia la Hristos. Și stai pe linie. Stai că se apropie de noi. Stai pe linie. O grămadă de frați și prieteni de-a noștri nu mai sunt. Pleacă la 18 ani și tu mai stai pe linie. Că tu știi că tu mai ai vreme. Să mai adun ceva bani. Acum trebuie să minți ca să-i ai. Dar când mai minți? 2-3 ani, după ce ai, gata cu minciuna. Șprei, te pochești cu adevărat, vii cu Biblia sub soare la biserică. Doamne, Doamne, bunul meu Dumnezeu, și stai în fața trenului. Și mai asculți o predică, și mai asculți încă una, mai cânti în cor, mai cânti la fanfară, și îți liniștești sufletul, poate nu mă știe Dumnezeu. Mai iar, sunt atâția ca mine, în starea mea. Și stai pe liniște. Mă rog să spui în seara aceasta, Iisuse Hristoase, tu vii, tu vii. Și sar de fața trenului. Nu pot să stau să vină judecata lui Dumnezeu când de ani de zile te cheamă Dumnezeu să te urci în trenul acela. Și tu încă mai stai pe linie? Încă mai stai pe linie? Ce aștepți? Ce aștepți? Poate că crezi că se mai poate face ceva după impact. O să vină pompierii, o să te facă din bucăți, doctorul să te coasă și poate că faci ceva după aceea. Ce mai poți face? Într-o noapte a venit un preot la mine. A venit cu autocarul. Pastore, zice, vară. Sunt aici cu oamenii din biserica noastră, 42, suntem în autocar. Hai să mergem la Criș, pe aceea aproape, zice. Tu mă botezi pe mine prima dată și apoi noi doi botezăm pe ăștia 4 ori în autocar cu șofer cu tot.
Așa-ți pregătiți. Era fric, să știți, nu ușor să stai chiar și vara, în iulie, în 18 iulie, nu ușor să stai noaptea, la ora 10:30, 11, deja m-a apucat să frig. Cu toți oamenii ai suflat toți pe mine, dar mi-era fric. Și zice la un moment dat, ce-mi spui să fac? Să te duci înapoi în biserică cu ei, cu toți. Păi ce să usucă. Și să vă rugați ca Dumnezeu să ducă trezire spirituală în România. Amin. Dar atunci zice, predici tu? Eu predic. Ce vrei să le spun oamenilor, părinte, că mă duc? Spune-le, părinte, mi-a spus și el, că după moarte nu mai există nicio șansă. Absolut niciuna să se pocăiască astăzi. Că eu nu pot spune. Nu se mai poate face nimic. Nu se mai poate face nimic. Cum îți închizi ochii, așa deschizi în slavă sau în foc. Haideți să plecăm capete din rugăciune toți care suntem aici. Cei din sălile de dincolo. Cei care sunteți pe coridor. Iisuse Hristoase, am venit cu drag la biserica aceasta. De 7 ore sau de 8 ore mi-ai schimbat predica pe drumul meu în încoace. Mi-ai schimbat-o de 2 ore aici. Pentru că tu știi ce trebuie să spui oamenilor. Stăm în această seară în biserica Gloria, în mijlocul gloriei tale. Îți mulțumesc mult pentru zilele acestea frumoase pe care le-ai dăruit peste România. Am învățat în seara aceasta, creștini, nu putem decât să ne facem, nu să ne naștem. Am învățat că nu prin sânge, nu de la mama, nu prin ADN-ul, nu prin mutații genetice se fac ce creștini. Am învățat în această seară că nici măcar dacă ne ducem la biserică, că tu vei duce pe mulți din ea, din mijlocul bisericii. Pentru că trupul într-o biserică nu înseamnă că și mintea acolo sau sufletul. Sau Duhul. Am învățat în această seară trist, dar adevărat, că putem să facem fapte bune și să facem biserici și să le vopsim roșu-albastru în culorile stelei. Nu merge. Tu știi că nu merge. Indiferent cât bine am putea face, indiferent de că mănăstiri pe Athos am mai putea ridica și biserici, indiferent că copii am putea ține, tu nu ne vei mântui pentru asta. Am învățat în această seară că nici măcar prin botez, câtă vreme nu suntem schimbați, câtă vreme Satana ne-a mai legat cu tot felul de legături nenorocite, putem toți să ne botezăm câtă vreme minte ne tulbure, câtă vreme păcatul ne râde nas și Satana își bate joc de noi. Am învățat în această seară o lecție dureroasă pe care frații ortodoxi au uitat-o și penticostale încep și ei să uite. Că numai prin credința în tine, și credința în tine înseamnă lepădare de tot ce e lume, crezând puternic că tu poți face, că tu poți mântui un popor, un om, o familie. Tu știi că creștinii nu stau în sălile de tribunal. Tu știi că creștinii trebuie să semene cu tine. Nu putem să fim creștini și să cântăm pușca și cuia alată. Nu putem să fim creștini și să bem. Nu putem fi creștini și să înjurăm și să mințim și să fim lacomi și să ne uităm pe site-uri pornografice. Nu putem să fim creștini și să ne urâm unii pe alții, să nu ne mai vorbim cu ani. Nu putem să fim creștini și să negăm în fața altora că te cunoaștem pe tine și la școală, facultate, să nu știe nimeni că suntem creștini. Nu putem să fim creștini și în loc să citim Biblia, stăm toată ziua cu ochii nenorociți în telenovele, filme de 2 bani pentru ratați. Nu putem să fim creștini și să ne vorbim de rău unii pe alții și să ne lovim unii pe alții spăcându-ne sectar sau nu știu cum căzuți. Nu putem să fim creștini câtă vreme nu ascultăm de părinți, soția nu ascultă de soț și soțul nu ascultă de tine. În această seară coboară Duh de pocăință peste seara aceasta. Aleluia! Vino de sculțurile din Nazaret printre rânduri în seara aceasta. Cercetează poporul acesta.
Înainte de a fi vindecați de bolile noastre trupești, tu poți să faci în seara asta. Tu vrei să ne vindeci cea mai gravă boală care există. Boala păcatului. Cancerul și tumoarea vieții noastre. Te rog în această seară, mântuiește. Amin. Mântuiește. Amin. Dacă este cineva dintre dumneavoastră, nu contează din ce biserică ați fost până acum, că ați învățat asta. Nu contează că ați făcut botezuri sau nu. Nu contează că v-ați născut în familie de sfinți. Dacă este cineva dintre dumneavoastră care din seara aceasta vrea să fie e creștin adevărat, va trebui ca să ridici o mână dreaptă sus tare. Pentru că vreau să mă rog pentru el. Dacă din această seară vrei să fii un creștin al lui Iisus Hristos, un ostaș, va trebui să ridici mâna dreaptă și să o lași acolo până când deschizi și ochii spre dată. Dar alții nu se văd, dar vede, te vede Dumnezeu și asta contează. Slăviți să fie Domnul. Țineți mâna dreaptă ridicată sus. Iisuse. Poate ești la cor, Duhul Sfânt zice, mai fă o chemare. Gata, mai fac una. Poate ești la cor. Poate ești la fanfară. Poate că se uită maică-ta la tine. Să se uite. Și maică-ta trebuie să se pocăiască. Tu spune în seara aceasta lui Iisus Hristos, te vreau pe tine. Nu mai vreau nimic ce dai. Te vreau pe tine. Vreau pasiune, vreau foc. Țineți mâna dreaptă sus, să o vadă cerul. Vino și atinge, Doamne, mâinile ridicate. Vino și atinge-le. Strânge-le cu puterea la inima ta să audă bătaia de inima ta. Te rog în această seară, Hristoase Dumnezeule, Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, Cel din tine născut din toată zidirea, care pentru a noastră mântuire suferită pe vremea lui Ponțiu Pilat. Vino și mântuiește. Amin. Vino și mântuiește. Amin. Dezleagă-i pe cei legați de tot felul de duhuri și legături demonice, blesteme și influențe puternice. Curățește prin sângele tău biserică. Umple-ne cu Duhul tău cel Sfânt. Vrem să semănăm cu tine. Vrem să te iubim în fiecare zi a vieții noastre. Niciodată să nu plângi din cauza noastră. Vrem să fim copiii tăi. Vrem să fim biserica ta. Vrem să fim bucuria ta. Mântuiește-ne seara aceasta pe cei văzuți și nevăzuți de noi, dar văzuți de tine. Întoarce inimile copiilor spre părinți. A părinților spre copii. Inima soțului spre soția, soției spre soț și inima tuturor spre tine. Recuperează fiii risipitori în seara aceasta. Cei duși pe la porce satanei, adu-i acasă în seara aceasta. Mai dă-le o încălțăminte nouă în picioare. Mai pune-le un inel. Mai îmbracă-i tu, tată, odată. Mai spare în sângele tău. Nu există păcat să nu îl poate ierta Domnul în seara aceasta decât unul singur, la care nu credeți. Că Dumnezeu mai poate face ceva. Aleluia! Mulțumesc, Iisuse Hristoase, că lucrezi. Și văd puterea ta la lucru. Văd în continuare că rămâi același Domn. Știi ce vrem, Iisuse Hristoase, în seara aceasta? Știi. Vrem să semănăm cu tine. Vrem să semănăm cu tine. Aș vrea, Iisuse, Sfânt, să fiu ca tine.